but you made click. No bun de salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Far Cry 2. Hai să continuăm cu acțiunea. Data trecută îmi amintesc că fix înainte să încheie episodul am spart un televizor cu Kalashnikov, atât îmi amintesc. Deși de-abia l-am postat ieri sau alaltă ieri. Ce înseamnă, bă, o noapte, două în care să nu intri într-un joc, uiți ce ai făcut în el aproape. Mă rog, nu știu de ce, ce cu mine, dar de o săptămână încoace am început să postez zilnic. Poate, cine știe, această activitate foarte mare o să... Cine... Aoleu, aoleu! Bă, dar dracu, ce nu mai moare? Ok, deci nici nu începe bine episodul, că trebuie să mă împuș cu ăștia, că de ce nu? Mai e unul acolo. S-a băgat. Măcar că l-am bubuit. Nu l-am bubuit. Ok, hai să iau rablalul ăsta și să mergem să facem misiuni. Băgăm așa lier. Hai să vedem. 5. Nu. Ia mă, unde avem cea mai apropiată misiune? Hai, dăm partea asta. Dar bine că trebuie să intru un singur obstacol din drum. Bun. O să fie un drum cam lung, n-ai ce să-i faci, asta e, cât să fă, n-ai cât să fă. Dar, totuși, nu ți-a de ce nu apare niciun animal prin zonă, adică am văzut... Ați văzut și voi în primul episod cum apreau și bizon de aia și capre și... căprioare din alea, acum niciun animal pe aici, nici o maimuță, nimic. Și în primul Far Cry apăreau foarte multe animale. Porci aia pe acolo, chiar în prima misiune când erau în cotețul lor. Papagali mulți, pescăruși. Aici văd că e cam pustiu, doar oameni sunt. Mie îmi place totuși la seria asta jocuri Far Cry că nu sunt foarte exagerate. Mai făcute mai SF, ca să zic așa, gen cum sunt ultimele Call of Duty-uri. Primele au fost pe tema celui de-al doilea război mondial, după aia Modern Warfare-urile cu... Război modern, actual, și după aia a început să fie mai sefer, că dude, soldați care se suie pe pereți și chestii de genul, lasă-o încolo de treabă, prea SF totuși, dacă e, vrei să te joci SF, te joci direct ceva SF, nu ceva, așa, nu știu, adică să combin două chestii, fete, cam ciuat și, hai să mă împușc cu aia, am chef să mă împușc, să le dau o ghiulea sau mai bine dau o grenadă, bă, o grenadă, tenere. N-am aruncat-o bine, așa e? Ia mă de aici o grenadă. Hai mă, l-am luat grenada. L-a bubuit. A bubuit de la găsit toți draci. Ok, unde e mașina? Uite-o în partea aia. A, mai e unul aici. Ăsta are armură pe el? Ăsta are armură, dracu. Bun, hai să ne continuăm drumul. Mai adă unul cu pistol, dar mă piși pe el. Le pun undeva prin spate ăla. Sau aici-o. Ori fie aia. Mă rog. Noi mergem către... să-mi bat piciorul. Hai că m-am enervat. Grație, drec. Oh, nu pot să folosesc mitraliera. De ce am schimbat arma, nu știu. Și mai e unul aici. Dau dracu ce trage. Dă bă cacao în coa. Ăsta e mai bun. Hai, încarcă. Care șmecher aici? Pe toți vă crăp. Ok, nu prea mai am muniție, asta nu e bine. Am ceva de lutat. Ah, tot un pistol. Am apăsit asta e HP, hai să dau heal întâi.
Acum ia HP-ul. Bun. Am ceva pe aici. A, gata. Am scăpat de grijă muniției. Sau nu? Stai, astea nu-s de muniție. Nu, asta vreau să fac. Ia mai aia. Așa, bun, mi-a dat un încărcător. Hai să vedem unde avem misiune. Partea asta un pic mai înainte. Hai să luăm Dacia. Deci drept pe drumul ăsta, bun. Let's go. Hai, pornește, bun. Cât arată acolo? 120? Asta chiar că-i Dacia după kilometraj. Cât poate să ducă în bord? Au, antena acolo. N-am, mă. Hai de capul meu, numai mitraliere aveți. L-am luat, nu l-am luat. Hai de capul meu, bă, da, greu mai e să tragi cu arma în felul ăsta și... S-a buguit arma, GG, nu s-a buguit, s-a bulit. Era dracu de pistol. Ok, l-am tăiat pe fraier. Deci cam toate armele se strică, se pare. Hai, încarc cacao. Bun, deci unde aveam eu treabă? La antena asta. Hai, antena 1 gata să fie zdrobită. Sau antena satelor, cum mai ascultă bătrânii la mine în sat. Bun, misiune acceptată. Sună și un telefon. Ac, cam așa pe microfonul ăsta. Ce caz de telefon și-o fi luat, nu știu, bineînțeles, care vocea bruiată să nu se înțeleagă, dar nici chiar așa. Deci în partea asta trebuie să mergem. Ok, let's go. De curiozitate, mult de mers până acolo. Ai de capul, știi, zilele mele. Cât de mers. Hai că încerc să merg așa. Socolesc de cât și începe să iasă fum și din motor și... Da, bine că trebuie să fie grâla asta aici. Ești, mă, din mașină cât te neci. Lecție de viață. Nu mai intra cu mașina în apă. Nu merge metoda asta să o speli. Uite o căprioară. Ia, mă, ce se întâmplă dacă o omorâm? De fapt, asta nu e căprioară, e gazelă. A, nu pot să iei pielea după ea. Era mișto. Ok, de aia în partea asta. Văd un acoperiș. O cocioabă ceva pe acolo. Poate ne-o da și noi niște muniție. Mai degrabă o mașină decât o muniție, că muniție, că mașina am lăsat-o în apă. Sau pe aici am mai fost. Nu, nu cred că am mai fost pe aici. Dar nu văd pe nimeni. Înseamnă că am mai fost pe aici. Dar o fucking mașină n-au și ăștia. O căruță, ceva, o bicicletă. Trebuie să merg pe jos până la mama naibii. Nu-i nimic pe aici. Mă, și miram să nu fie niciunul. Hai să facem și televizorul ăsta. Nu vă mai uitați la antena 1. Sau la OTV. Ok, rachete. Încărcătoare. Let's go. Hai că avem mașină aici. Dar bine că sunt astea ciocnite. Asta e, hai că nu-i ciocnită asta. Poate o bag și pe asta n-a făcut. Bun, hai că nu mai iau, nu mai merg pe nicio scurtătură. Merg pe drumul simplu. Până la urmă, drumul lung e cel mai bun. Hai că tot prin apă trebuie să merg. Măcar asta n-a fost apa dâncă să se strice motorul. Mă degrabă mașina cu totul se scufunde. Dar și nebun m-am băgat în ita mai gârla. Hai să admirăm totuși drumul ăsta, cât o să mai fie până acolo. Până la destinație. Câțiva kilometri buni de mers. Ne ciocnim cu, cu un idiot. Bă, bă, unde drept ți-ai luat permisul?
Hai să mergem cu asta. Poate prinde mai mulți kilometri pe oră. Poate. Hai că parcă merge mai repede asta. Sau mi se pare mie. Fu, da, am mult de mers pe aici. Ia, acum o să mă ciocnesc cu alții, că de ce nu? Așa, trageți, trageți, că mă împușcați. E bine că măcar asta are geamuri, are tavan, acoperiș, cum mi se zice, și ele e mai greu să mă nimerească. Să tragă prin geamuri, na. Că de ce să mă nimerească, mă rog. Am mai mult până acolo. Hai să-ți bași. Ania de treabă. Bun, iarăși o intersecție de asta care să știe aici ca și paznici, dar evident eu trec pe lângă ei. Așa, așa, urmăriți-mă că mai și reușiți. Deci trebuie să mergem la pala aici. Am început să iasă fum din motor, nu-i bine. Dar parcă a scăzut și viteza la mașină. Dacă asta e destul de interesant. Hai să las jos mapa. Ai și ușa deschisă. Poți să... Oare putea scoate piciorul pe ușă? Și ca să se strică frâna, bag piciorul în pământ. Și așa arita mai bocancul ăsta. Ok, și trebuie să fiu atent să nu mă împuși cu nimeni. Că dacă am tras într-unul... Deci trebuie să merg aici. În zonele astea roșii nu e bine să te iei la bătaie, că o să vină toată armata și o să te moare. Și o să te omoare. Pe acolo au niște diamante și dacă le-ai ciuri de diamantele, practic, mai încurcat-o. Nu tragi în mine, nu? A, noroc, ai noroc și ție, da. Ce-ți mai face, bă, nevasta? Bun. Hai, salut, ce faci, boss? Mișto ochelari. Ia. Yeah. Dacă am tras un glonț, am belit-o. Ok. Nu mă băgați în seamă, sunt un simplu tip care merge cu radarul în mână pe mijlocul străzii, că de ce nu, și pe aici undeva trebuie să fie intrarea. Trebuie cu tipul ăsta. Mamă, dar ce le fumează ăsta? A, nu aici. A, cred că trebuie să urc. Nu aici. Stai, mă, unde naiba? Aici e blocată intrarea. Păi sigur nu trebuie să vorbesc cu tipul ăsta. Aha. Terminate the target on the map. A, înseamnă că pe ăsta trebuie să-l omor. Ok. Hai că am făcut ce trebuia, să-l omor pe ăsta. Hai să plec de aici. Da, deci trebuia să-l omor pe bulangiul ăla care fuma acolo în public. Bă, nu știți că nu e voie să fumați în zone publice? Hai să iau mașina asta, hai să plec de aici, că o să... Vine ăștia după mine. Escape the case fire zone. S-am pierdut atacătorii. Hai că nu vine ăștia după mine, e bine. Ia-ți dem. Pe unde mai avem misiune acum? Tot aici la pala. Ok, gata, nu mai sunt urmărit. Hai că mergem pe aici. Bun. Acum a uitat ăștia cine l-a omorât pe ăla. E nașpa zona asta, că ai tras într-unul. Vine tot așa, trebuie pe tine. Deci am misiune și acolo și acolo. Fu, de-aia stupa drumul. A, noroc, amice. Ce-ți mai face nevasta? Mă, ce ochelari uruți are ăla. Ia-mi aici intra, nu aici. Partea asta altă e. Sau e prin spate. Right. Right. Hand over the hardware. I'll need your guns and all, man. Hai, percuționează-mă. Bun. Hai să vedem ce treabă avem noi în barul ăsta. Asta, o lampă. Nu-mi trebuie, de asta e HP. Bă, dar aici e bordel. Mamă, pele de zebră. Ce avem noi aici?
greatest faction in the land. You're lucky to be here with us, better than with those old ladies in the United Front. Stăm noi aici. Stăm aici. Bă, nu aici am treabă. Cu ăștia. You want a job? We got one. It's good. Ah, bun, ăsta am dat misiune. Chief of police. Bam. Gepo, tell him where to find this man. He's riding in a motorcade. It's a moving target. You'll have to pick a spot on the road and wait for him to come to you. That little pinus will be in a great big SUV. I push the motorcade and kill the cop and make it messy. We need you to send the message. I've got a good feeling about this. How about we pay you right now for the work, hmm? Ambush the motorcade, kill the police chief and the job is complete. Misiune acceptată. Bun. Deci trebuie să-l împușcăm pe unul. Îmi place. Să facem o asasinare. Perfect. Bun. Hai, deschide ușa creștine. Sau ce religie ori avea ăștia în Africa. Ia, mă, încotro avem treaba. R. Cât e de mers, hai să mă luăm mașină. Opa, sună un telefon. Da, da, n-am chef să ascult pe ăsta, hai să dăm. Ne mai dă și ăsta în comisiune acum. Două misiuni, perfect. Hai că am ce face episodul ăsta. O să fac una acum și pe cealaltă o fac în alt episod. În următorul, adică. Mai era o mașină parcată acolo. A, era epavă. La propriu. Mă, dacă te ocolipești, că trebuie să treacă gârla aia pe acolo, că de ce nu? Păi da, mai e mult până acolo. A, câte 100 km mai sunt? A, mi-e eliberează doar un safe house. Mișto. Bun, deci practic să trec pe lângă un pod. O să fie util safe house-ul ăla. Cum am găsit și în primul episod sau în al doilea, nu mai știu. Grine la un ciorul și... Aolo, ce aici? Nu mă băgați în seamă. Muie, fraierilor! Ok, că am scăpat de fraieria. Și acum vin cu mașina pe mine, nu? Aia e sechi și în freză. Nu mă duc la safe house. Unde o fi pus safe house-ul ăla, cred că în vârful muntelui. Mă rog, de altce-o fi ăsta. Până ajungă ea la mine, intru în safe house acolo și poate găsesc un agheu ceva. Cum neba mă urc aici? Vreo potecă ceva, nu-i pe aici? Du, da, cum serios, cum neba mă urc? Sau nu e în vârful dealului și n-am văzut-o bine? Fi la poalele lui. Am o să vede safe house-ul ăsta. A, cred că pe acolo e. Aia e în partea asta și eu vreau să urc în vârful dealului. De la aici. Dacă era vreunul pe aici, s-a dus dracu. Hai să intru repede. A, uite-l pe mustăciosul ăsta că mă așteaptă. So, you're working with APR now to take up police chief. They pay good. I have a proposition for you. What if I told you police chief's brother? I'm standing right here. Oh, de asta încoa. What if I told you police chief's brother lived over there? In fishing village. And if you took a book from him, a ledger, that would make your job much easier. This book you take, it will scare the captain very badly. He will not waste time driving around. He will go straight to his police post and hide. Then he is no longer moving target. Easier to kill.
So what is in this book that is so important? Simple. It is a list of all the bribes the captain takes from APR for many years. Dangerous book. The deputy chief, he likes the other side. And he finds it, but find the brother and take the ledger. Bun. Hai că încheie aici acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Avem două misiuni pentru data viitoare. Ce să mai spun, vechea poveste. Dați tu cap în gură butonul sub videoclip. Și până data viitoare, ciao les.